Ce dorință ai tu, Andreea? Eu îmi doresc tabletă. Tu ai avut bicicletă vreodată? Da. A ta, a ta. Andreea și Alex, doi copii premianți pe care viața i-a maturizat înainte de vreme și sărăcia nu i-a ocolit. Ce făceai cu firezul ăla? Te-am văzut cu firezul. Am vrut să tai un pom, dar nu l-am mai tăiat. Dar de ce să tai pomul? Am vrut să-l tai pe azi, mami. Păi de ce? Ha? De ce să tai pomul? Păi dacă nu avem lemne. Cine chitește lemnele? Eu. Suntem la Alex. Ne uităm cu mirare la bucuria cu care duce și aranjează lemne primite de la noi. Mulțumesc pentru lemne. Zi-mi, Alex, cum e? Bună! Am încercat în decursul a câteva săptămâni să fim o binecuvântare pentru ei. Am reușit să-i luăm bicicleta dorită și să-i aducem un excavator de jucărie. Îți plac, Alex? Da. Ce te bucuri mai mult? De păpuș sau de lemne? De lemne. Că mă încălzesc. Mamă, ce e aici? Mamă, tot. Mamă. Am ajuns la 40 de km distanță, într-un mall, de unde am cumpărat împreună tot ce au avut nevoie. Haine, jucării, dulciuri. Slav. Cu ajutorul vostru, am reușit să cumpărăm tableta pentru Andreea. Acum va putea învăța. Îți place? Da. Uite, ai cheița aici, exact ca a mea. Da. O să poți să înveți acum. Te bucuri? Da. Acum când intri la școală, o să intri și tu cu tableta. Da. Super. Bucuria lor, bucuria noastră. Ne dorim să putem fi mâna lui Dumnezeu pentru cei în nevoi. Implică-te și tu.